Uite, ca să spun ce stomac bun am, în fiecare dimineață la 8 ies afară. Ai, mă, te freme, mă, dar la câte scoli? La 9. Un salut, paramedia? Domn Gogone? Da. Hai să vedem. Hai. Știți drumul? Nu prea știi. Lași bătaie, vă explic eu. Dumnezeu, eu n-am prea înțeles. Ce paramedia asta? Facem firme cu chestii de-astea paranormale și le vindem la cine dă mai mult. Uite, domnul Crețu, zici Donald, e șoferul. Ăsta e Runcu, operatorul și fotograful. Ăsta e Mafalda, sunetist, montează și medium. Gogule. Ia zi, domn primare, se întâmplă de mult chestii ciudate pe acolo? Păi, prima chestie s-a întâmplat cu o fată, când eram eu mic, de mi se spunea Gogolică. Lasă bre cu fata matale de când erai mic. Vino mai încoace, mai în zilele noastre. Păi, alegerile din 45, toată lumea a votat cu liberalii și au ieșit comuniști. Să bre mai acum, în zilele noastre ceva normal. Păi ce e normal în zilele noastre? Băi... Băi, ia dracu, dă muzica mai încet, bă! Ăsta-i drumul refăcut? Cu bani de la europeni, nu s-a ajuns cu fondurile. Mafaldo, simți ceva straniu în atmosferă? Da, simt cum mă tăia fișarea, mi-a făcut rinichi în drențe. Primare, ceva veceuri ecologice pe aici? Da, peste tot. WC-uri mai ecologice de atât nu se poate. Și investiție zero. Așa mai reducem și noi din efectele secetei. Că irigații... Și intră pe post până la sfârșitul lunii, filmul, că avem alegeri locale. Nu știu, repede ce găsim. Ia lasă-mă mai încet. Ia fii lui baba asta. Ce-i cu asta, mă? Ce-a fost aici, domn primar? Un sat. L-au ras comuniștii să facă o fabrică pentru muncitori. Acum, capitaliștii șmecheri dărâmă fabrica să pună satul la loc. Satul de vacanță. Ia oprește. Cine e asta, frate? Hai că-i rost de prostătură. De conservă expirată. E marinela. Băieți! E, cum doriți? Toți deodată sau pe rând? Marinela, stai cu... Nu te dau în stambă. Dân și sunt de la televiziune. Da? Da. Pardon, eu port colo de bumbac. Ia. Nu, taxam cu cuvântul și acasă cu centimetru. Eu am fost curva statului, mă. Da. E adevărat, Gogoni. Și acum gata cu vorba. Mie îmi plac dialogurile scurte și futaiurile lungi. Hai, băiat. Hai, băiat. Ia lapele de pe
acolo, Anule! Primarule! Ai zis că vorbesc, să mă lasă și pe mine să predau! Ce vrei să predai? Religia! Oprește grețule. Ce s-a întâmplat aici, primare? Iacule, te cheamă tactul! Să taci că mă turc cu voi pe jos. Numai tu ai luat apărarea de a ajuns ea în culoprapie să desfunde șanțurile cu ea. Ce șanțuri, mă? Ce ești nebun? Tu să nu-mi răspunzi! Unde ai fost până acum? La mat, prea ulei de la mat. Aha, aha, ulei ai luat? N-avea. N-avea, ai? Cătelița, mătii. Să spun eu unde ai fost. Ai fost să te întinzi cu alubrabie, că dacă te caut, n-ai nici kilos pe tine n-ai. Ți-e rușine că ești om bătrân. Tu să taci? Să nu ridici mâna la mine, că tot gas pe tine și-ți dau foc. E să vezi dacă nu mă duc eu acum la mat, să văd dacă are ulei de lampă. Și dacă are, ia un litru și vi-l torc pe gât. Da, numai că să duci la crâșmă. Mai taci, fătă-n gură. Mutac, mutac! Prâncuță, mutata, prâncut. Te-am făcut eu la beție. Dar ție o să-ți las toată mușia. Da, da, o să o las comuniștilor. O, să cum vorbește. Păi să nu omor, să nu omor! Hai, tati, du-te la crâșmă, du-te și fii sănătos! Fata, tati, deșteaptă, tati, frumoasa, tati! Mare noroc pe-a lui Vrabie că a pus mâna pe tine! Lasă-mă! Curvo! Lasă-mă! Mă, lasă-mă în pace, mă! Firo, să nu gătești nimic pentru diseară, că o să beți ulei de lampă! Amândouă! Și pe asta lui Mutu, să o pui la treabă, că nu e bună nici de Crăciun! Să rămână, tăte socrule! Merge treaba, merge, merge! Bine, bine! Păi aia e! Sus în rai! Hai, hai!
Asta, asta, tot mai bine e în rai, măi! Hai, hai! Gogonică, hai, tată. Hai. Coriolane, vezi, bă, că ai pană. Unde, bă? Unde? La cap, bă, la cap. Goile. Să vedem cum stau cu grâu pe tarlaua aia din galoași. S-a nimerit și marea luașchie pe acolo? S-a nimerit. Ce ții fata încurcată, bă? Dacă i-ai făcut felul, ia-o, bă, de nevastă! Tu ce, bă, astăzi vrem să-ți iei nevastă? Ia zi, Băsile, tu ce părere ai, bă? Nea Lampie, nici eu nu m-aș însura. Bine, nici nu m-ar lua nimeni. Da, unde te duci? La oraș, mă! Să vând cea mai salvată la coță! Mama e acasă? E acasă, mă! Se roagă la icoane și alea nu ascultă. Hai, vii, bună! Să-l luăm. Dă-i tu fuga până la ulcior. Păi de acolo vin. Nu mai avem gaz de lampă. Păi și nu e tata de la oraș? În nădejdea hârciogul ăsta de tacto, murim dracu pe întuneric. Doamne, iartă-mă. Cine? Lasă-mă că-i dau eu 5. Doamna Marinela, îl aduce simplu. Pui la roată un dinam. Din dinamul ăla vin două fire, pui un bec și electrificăm satul, domnule, simplu. Încă patru la picior. Tovarășul Coriolan, lumina vine de la răsărit. Când or vrea să electrificăm, electrificăm. O să electrificați o pulă. M-ați electrificat și pe aia. Coriolane, bagă-ți mințile în cap. Să nu crezi că dacă ai virtutea militară și nu știu ce școală, mă impresionezi.
Da, mai încoace. Pulcior, mai dă o până și o limonadă. Băi, a sosit și vremea noastră, alelora fără carte. Destul v-ați rugărit. Mai ăsta, Gugurea. Tu și tatu n-ați fost bun nici de slujbă. Niște puturi! Băi, cânule, băi, mardare, tu crezi că dacă ți-ai pierdut moșia la cărți ești intelectual? De? Băi, eu n-am avut carte și uite ce-am ajuns! Băi, eu am avut carte și uite ce-ai ajuns tu! Dacă nici tu nu știi ce spui, băi. Prea am fost bun cu voi, băi. Băi, simțitul, plec aici. Ia uite pe asta. Gata. Care vrei să intre în partid, mă găsești la Sfatul Popular. Da, da, acum. Acum. Ce e ăsta, mă? Mai. Omul zice că vrea să intre în partid, dar mai mult în măta. O să vedeți, băi, pătrat. Gugurică, ăla nenea, hai mă puță la nenea, că la tanti s-a închis deocamdată. Ție-ți place, țiculița? Ia strigă cât poți tu de tare, tata-i sluga rușilor și-ți dau o gură. Tata-i sluga rușilor! Nu. Tata-i sluga rușilor! Bravo! Treci tu, Max! Hai! Unde e cârciuma? Acolo! Președintele e acolo? Eu sunt! Voi cu Gogonea? Da! Sarnu Praștie! Instructorul cultural de la județ! Am venit cu caravana cinematografică! Sâmbătă seară aveți program de film! Oprește motorul, că nu se aude! Cum? Oprește motorul, că nu se aude! Nu, că nu mai pornește! Întâi dăm un jurnal de actualități și pe urmă băgăm o capodoperă! Are vorbe multe? Da, dar are și muzică! Ar fi o problemă! N-avem curent în comună! Nu mă interesează! Ai grijă că-ți fac raport? Că refuz opera de culturalizare a maselor! Fii atent, băi, Gogono, că ca tine-s mult! Iancule, ți-a mâncat noaptea capul și sufletul. O să rămâi rătăcitor, Iancule, și fără trup. Zic, fă ce ai de zis și du-te. S-o găsi un aș pentru tine. Hai să ieși, nebună, nu. Ce treabă mai ai tu ca tu? Păi, vă știu, pito, că n-am nimica, dar nu-i frumos să vorbești așa. Dar nu vezi că-ți ține calea? Prostule! Îngerul nopții o să-ți fure genunchii și burta, Maro. Nu mai pot eu de blestemele tale! Cu bine, Iancule. Trăiți. Trăiți în paștere, mamii voastre! Câți ați convins, bă, până a să intre în partid? Vă spun eu niciunul!
Fiți atenți că vă trimit înapoi la fabrică. Oamenii e cătări, nu se lasă convinși. Ce convinși, bă, trebuie să convinși pe măta. Asta trebuia. Amenințați-i, speriați-i, numai să intre în partid că vă pelesc. Noi am încercat să-i luăm în mod democratic, tovarășul Gogonea. Ce democratic, bă, ce democratic? Fiți atenți că schimb foaia. Care nu vii până marți cu unul de gât să-l bag în partid, te trimit la fabrică înapoi. Bă, la local, voi credeți? Credem. Credeți, băi? Da, da, credem. În ce? În Dumnezeu? Ieșiți afară! Ieșiți afară, tu vă duc de zeii banii voastre! Ce e, mă, la mie? Ți-am udat la noi? Buncior, udăm calul. O prună. Am crezut că ai mierlit-o. Ziua bună. Te nu mai atac cu glumele tale, proaste. Ce ai ales, mă, de ești supărat? Nu, mă! Sunt vesel! Fac parastasul de 6 luni la pământul pe care mi l-au luat comuniștii. Măcar de-l beam, bă, știam de treabă. De băut la toată lumea. Aaa, să treci nealandie, e primit. Să treci nealandie și să bem așa și când ți-o lua ce ți-a mai rămas. Măcar mie au avut ce să-mi ia, bă. A, să nu uit, ulei de lampă ai? Nu e comestibil. Acum, da, a întrebat și Grigore. Dar când l-o aduce, ți-l pun deoparte. Stricatule, ai să ajungi ca taie că tu pe oare tare faci să acumpla după mâie. De ce îți bate mai zău fitul de mare? Nu i-a ajuns ce a făcut lui Smaranda? Zi, mă, mutule, ce a făcut lui fică ta? Și ce, mă, vi le-am crăcit eu? De ce nu-ți ții, mă, animalul în o gradă? Dar tu de ce-ți lași, mă, vaca în lucernă? Bună ziua! Bună ziua! Bă, ce faci, tată, te-ai rătăcit? Neulcior, ulei de lampă ai? Ce v-a apucat, bă, pe toți cu uleiul? N-avem. Iancule, ia fă-te-n coamă. Ce vreau, Grigore? Ai luat-o de dimineață? Ce, mă? Îmi ții tu socoteala la ce oră beau? Crezi că dacă te sui pe fimea ne tragem de brăcinari? De ce nu e, mă, nenorocitule? Păi nu iau. Zi, mă, nu iau. O ia? Nu iau. O iau. Bă, mucosule, să nu-ți bagi joc de mine că vă omor. Cine paștele, mă, de cum crezi că ești, bă? Să o iei, să o lași în pace. Să nu te mai prind cu ea, că o omor cu mâna mea. Eu am făcut-o, eu o omor. Și face alta. Cum ai mai făcut? Și te faci tu, bă, nenorocitule? Stați, bă! Stați, bă, coiau! Ce-i zis? O iau pe mara de nevastă.
Doamne, serios? Serios. Cuscă! E fata mare, că altfel s-o dăm înapoi. Piticule, eu te bagă măta. Uite cum facem. Facem nunta duminică. Păi duminică vine circul. Păi o facem duminică aia alta. Nu, nu se poate duminică aia alta, suntem deja în post. Joi? Gata! O facem joia aia la. Foarte bine. Pe într-o joi să vrea și popa răzor. Cine ăla? Da. Dacă îi promit un miel măcunună și pe mine cu piticul. Nu e genul meu. Hai să-i spirt de aici, Dicanie. Bă, du-te și spune marei. Da. Dacă eu mai răbăr cu cuscru, poate aduce ulei de lampă. Marinela, trec și eu pe la tine din seară. Ce mă, stârpitură? Ai tu motan pentru pisica mea? Încearcă-mă și ai să vezi, poate îmi faci și mie loc printre aia doi iubiți ai tu. Care aia doi, mă? Soldații și civilii. Hai, nerule! Nerule!
Aliniere! Astăzi vom executa o acțiune de culturalizare. Ce executăm noi? Cultură! Asta e. Ia loc. Iată încă o dovadă, tovarăși, că partidul gândește pentru noi. Începând de mâine, vă aștept la sfatul popular să vă înscrieți în gospodăria agricolă. Măi, Gugunu, rău e să fii prost. Mie spui? Băi, Cârnule, vezi că te-am recunoscut, ai un râs cârbos. Bulie! Toa și Sandu, dă drumul la film. Mica mea epistolie să te găsească fericită. Și să știi că eu sunt sănătos. Și noi recruții sprăvind instrucția, ne pregătim. Și nu știu dacă ne vom mai vedea în asta viață. Dar poate dă Dumnezeu și sta. Și să mă aștepți. Te îmbrățișez de mii de ori. Eu, soldatul fruntaș. Auzi și eu, dar dacă nu se mai întoarce, se aude că tare greu. Și nu l-am mai văzut de mult. Ce să fac, Dușuțu? Să mergi și tu la oraș Stâlpit. Și să știi că eu sunt sănătos. Și noi recruții străbim instrucția. Ne pregătim. Și nu știu dacă ne vom mai vedea în asta viață. Thank you.
Ia-mi tu și zbor eu. Să fie triști. De noi e mai bine, că rămân în toată viața copii. Atunci de ce vor copiii să ajungă oameni mari? De proști. Dumnezeu trupurilor și a tot trupul care călcat moartea și pe diavole și pe tata
Și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne. Odihnește sufletul adormit de eroare ta, smaranda, în loc lumina, în loc verdea, în loc de de unde a fost. V-ați pregătit? Doar mâinile cu mine. Da, tata, e un vițel și doi porci. Să ne ajungă băutura. Asta dacă nu vine și părintele. Thank you.
Tu nu spui ce-i cu semnul ăsta? Sam. Scrie, hai, așele. Ce-i mă, Gogone? Bună ziua, măi, tovarăși. Hai, Sictir, care-i treaba? Dânsul este de la oraș, tovarășul Păstaie Dumitru. Și dânsul este capitan Vladimir Bezimeni. Așa. Comandantul diviziei a 4-a și reprezentantul marelui stat major al Uniunii. Băi, Gogonă, dacă ai venit până aici să ne arăți că ești prost, te-ai deranjat degeaba, că știam. Dar dacă vrei să bei ceva cu noi, că ești și bețiv, atunci ia-ți prietenii și hai să ciocnim un pahar. Не знаю, если вам сообщили. Сегодня ночью умер наш батюшка. Iosif Vissarionovici Stalin. Nu știm dacă sunteți informați, dar azi noaptea a încetat din viață tătucul nostru, Iosif Vissarionovici Stalin. Să fie sănătos.
Высший совет Объединенных Наций объявили национальный траур 7 дней. Так что без всех этих популярных манифестаций. Marele Consiliu al Sovietelor Unite și Libere a decretat 7 zile de doliu internațional. Așa încât, în afara întâlnirilor de doliu, sunt interzise cu desăvârșire toate manifestările cu caracter popular. Naționalii flag budit acușion. Steagul național va fi coborât în Bernă. Ce? În beznă. Cei care не будут исполнять этот приказ, будут строго осуждены за государственные измены. Cei care nu vor respecta acest decret, vor fi deferiți justiției și judecați în regim de urgență pentru înaltă trădare. Băi, Logona. Tovarășe, cam uitat. Păstaie. Păstaie. Ajutați-ne cumva. Avem rude care au venit tocmai de la mama dracu. E o nuntă. Avem carne, am tăiat 4 porci, 2 viței, sarmale, răcituri. În 7 zile se duc toate dracului, doamne iartă. Nu se face nicio excepție. Sunt interzise cu desăvârșire toate manifestările care ar putea distrage poporul român de la recunoștința pe care o datorează părintelui popoarelor. Bez smeha? Fără râs. Bez futbola? Fără meciuri de fotbal. Bez svadeb? Fără nunț. I bez păharon. Și fără înmormântări. Ați auzit, bă? Să interzice orice. Cum și înmormântările? Păi pe tovarășul Stalin nu-l înmormântează? Переводи. Просил Сталина не похоронить. Через час, чтобы здесь никого не видел. Aveți o oră să părăsiți locul.
și săpane. S-o ai tare, frate! S-o ai tare, frate! S-o ai tare, frate! S-o ia toți, băi, frate! S-o ia toți, băi, frate! Să-i o tragi la spate! Să-i o tragi la spate! Să-i o tragi la spate! Mi se mai spate! Mi se mai spate! Mi se mai spate! Ame, pape, pape! Vezi să nu ți-o pape! Thank you.
Василий, уезжаем! Давай, свались, свались, поехали! Женщины в дом! Женщины в дом! Быстро! Назад! Назад, блин, стрелю! Назад! Давай! Быстро! В дом! В дом пошли! Быстро! Убить! Олег, закрывай капот! Погоди, стой, стрелять буду! Вась, чё стоим? Заверьте, нихуя! Твою мать, давай в базу, вернёшься потом! Трогай! Давай! Tata a fost împușcat a doua zi. Și așa am rămas singurul bărbat într-un sat de văduve. Hai mă, suntem gata? Merge? Da? Paramedia nunta muntă trasum. Stimați telespectatori, așa cum v-am obișnuit, ne aflăm cu microfonul într-un loc mai special. Pop. Hai încă o dată. La mine merge. Doamnelor și domnilor, așa cum v-am obișnuit, ne aflăm cu microfonul într-un loc mai ieșit din comun. Ne aflăm în vatra unui sat care a fost ras în întregimea de pe suprafața pământului de către comuniști. Comuniștii care au construit în loc această fabrică. Dar nu pentru fabrică am venit aici, ci pentru a afla povestea dispariției acestui sat. De aceea am invitat alături de noi un necunoscut, o femeie, o doamnă. Doamnă, am vrea să vă luăm un interviu. Doamnă, am vrea să vă luăm un interviu în care... Doamnă, am vrea să vă luăm un interviu. Ce să ne mai luați? Doamna, am vrea să vă luăm un interviu. Stop. Nu, 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 nu opri, nu opri. Doamna, vrea să vă luăm un interviu care să ne spune.